asta s-a înviat. Adevărat a înviat. Două anume, lumea asta, le rostești cu teamă. E Iisus, Iisus cel dulce, și apoi numele de mamă. Cine poate fi ca mama? Nimenea sub soare. Ca și numele ei dulce, n-are asemănare. Câtă grijă, câte lacrimi, dar și câtă teamă. Poartă în a ei iubire, numele de mamă. Câte nopți neadormite, nopți de priveghere. Pe genunchi și le petrece, în taină și tăcere. Ca să-și vadă copilașul, sănătos cum crește. Deseori pe ea se uită, plânge, se jertfește. Să nu-i fie fric și foame, să nu-i fie teamă. Ea la pieptul ei îl strânge, în dragostei de mamă. Bucuria ei, necazul, seara rugăciune, cu sfială printre lacrimi, Domnului le spune. Și apoi Domnul, numai Domnul, poate să-și dea seama câtă datorie sfântă poartă în suflet mama. De aceea mântuită va fi ea odată, când sfârși va în vecie viața ei curată. Mântuită prin copii rânduiți să-i nască, și apoi pentru grija ei sfântă, pentru cer să-i crească. Amin. Slăviți să fie Domnul.